Puține persoane știu că varza murată poate fi folosită la acrirea ciorbelor. Procesul de fermentație prin care trec legumele murate fac ca zeama acestora să conțină multe substanțe benefice organismului, iar condimentele folosite la murare vor da un plus de savoare ciorbei acrite astfel. Se poate folosi pentru acrirea ciorbelor zeama de varză murată, dar și zeama de gogonele murate sau castraveți murați. Metoda acririi cu zeamă de varză se folosește pe întreg teritoriul țării. În anumite regiuni îi se mai spune moare de varză. Zeama de murături se adaugă în ciorbă după ce toate ingredientele au fiert, apoi se mai lasă ciorba să fiarbă pentru un clopot și se stinge focul. În cazul în care alegeți să acriți ciorba cu zeamă de varză murată sau de gogonele și castraveții murați, trebuie să fiți atenți la cantitatea de sare pe care o adăugați în ciorbă, deoarece, în general, zeama de murături este foarte sărată. Ciorba mai poate fi acrită direct în farfurie prin adăugarea zemei de varză, gogonele sau castraveți, această metodă fiind mult mai bună deoarece bacteriile bune din zeama de varză nu sunt distruse prin fierbere.